În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Pacea să fie cu voi. Și cu Duhul tău. Cernice Părinte, Decan și Paruh, cu cernici, iubiți credincioși, prezenți în număr mic, nu-i voi mai mult de 16, în catedrala noastră romano-catolică, Sfânta Maria Regina din Iași, și iubiți credincioși care sunteți în comuniune directă cu noi prin intermediul televiziunii, radioului sau internetului. Iată-ne din nou prezenți pentru cateheză pe tema Sfânta Liturghie, ca să putem beneficia cât mai mult sufletește de roadele acestei cateheze, să cerem ca întotdeauna în cântare lumina și darurile Duhului Sfânt. Ca în același Duh să cunoaștem cele drepte și să ne bucurăm totdeauna de mângâierea Lui. Așa te rugăm prin Hristos Domnul nostru. Amin. Suntem la riturile împărtășirii sau împărtășaniei, rituri care încep cu rugăciunea domnească Tatăl nostru și se încheie cu rugăciunea de după împărtășanie. După această rugăciune urmează câteva rituri foarte scurte de încheiere. În centrul riturilor împărtășirii am ajuns la momentul culminant, cel al ospățului eucharistic propriu-zis, adică se împărtășește preotul și apoi preotul merge și îi împărtășește pe credincioșii pregătiți sufletește pentru a-L primi pe Iisus în inima lor. Este vorba la aceste rituri de împărtășanie și mai ales la momentul propriu-zis al primirii lui Iisus în inimile noastre, în mod sacramental, despre o întâlnire a noastră directă cu Dumnezeu. Pentru că acolo unde este Iisus, este prezent și Tatăl și Duhul Sfânt. Dar este vorba și de o întâlnire cu Biserica, pentru că noi realizăm, în special în cadrul Sfintei Liturghii, prin Duhul Sfânt pe care îl chemăm în ajutor și îl invocă preotul în rugăciunea eucharistică, formăm Biserica, adică acea unitate în jurul lui Hristos. E această întâlnirea noastră cu Dumnezeu și cu Biserica cere o pregătire profundă și intensă
din partea fiecărui credincios, atât al celui care îl primește, fiind pregătit sufletește în mod sacramental pe Iisus, cât și cel care, nefiind pregătit sufletește, din diferite motive, nefiind spovedit sau neputând fi prezent fizic în biserică, urmărindu-ne doar pe internet sau pe aceste canale de comuniune, de comunicare, îl primește doar în mod spiritual pe Iisus, în taina Sfântului Altar, așa numită împărtășanie spirituală, despre care noi v-am vorbit mai mult în această perioadă de epidemie, mai ales atunci când nu puteam deloc să venim la biserică și am urmărit transmisiile în direct pe canalele de comunicare socială. Am văzut că Sfânta Liturghie, ca să ne reamintim, este nu numai memorialul jertfei lui Iisus de pe Calvar, dar este și ospățul pe care Iisus ni-l oferă, adică trupul și sângele său, ca hrană în Sfânta Împărtășanie. Și ca să fac o introducere la continuarea acestor ritualuri ale Împărtășaniei, de unde am ajuns, să ne gândim la un cuplu care se pregătește pentru nuntă. Una dintre cele mai frumoase experiențe este pregătirea invitaților și distribuirea lor, cei care vin la nuntă, să participe la bucuria celor doi. Bucuria iubirii celor doi miri și a sărbătorii în sine îi cuprinde în felul acesta pe toți destinatarii invitațiilor. Iisus ne-a vorbit despre Dumnezeu în termeni asemănători. Tatăl Ceresc trimite invitație tuturor oamenilor ca să-i cheme la bucuria ospățului oferit de Fiul Său. Îi cheamă să se bucure la nunta Fiului Său, cum citim în Evanghelia după Sfântul Luca, capitolul 14, versetele 16 până la 24. De asemenea, ultima carte a Bibliei, Apocalipsul, conține o invitație la nuntă cu totul deosebită. Citim așa, capitolul 19, versetul 6. Fericiți cei chemați la ospățul de nuntă al Mielului. Este vorba despre nunta din Ierusalimul Ceresc, Biserica Triumfătoare, așa cum am văzut, dintre mireasa, care nu este alta decât biserica, și biserica o formăm noi, cei care credem în Hristos, și mielul, care este Hristos însuși, cel mort și înviat. Iisus Hristos este într-adevăr mirele nostru al bisericii, mirele fiecărui suflet, iar bucuria paradisului este cea a celebrării nunții dintre Fiul lui Dumnezeu și biserica sa. Sfânta Liturghie ne oferă o pregustare a acestei nunți din paradisul ceresc, o pregustare a acestui ospăț veșnic, iar toți primesc aceeași invitație, și anume, fericiți cei chemați la ospățul Mielului. Cuvinte pe care le auzim în aceste rituri ale împărtășaniei. Și preotul ne invită în numele lui Dumnezeu Tatăl să trăim bucuria comuniunii noastre cu Hristos și a împărtășirii
cu Sfânta Euharistie. În această cateheză, din seara aceasta, vom aprofunda împreună partea a doua a riturilor împărtășirii, precum și finalul Sfintei Liturghii cu binecuvântarea finală și trimiterea. Aceasta este foarte scurtă, câteva rituri finale foarte scurte, dar cu semnificație, o să vedem îndată. Să analizăm acum aceste rituri, de acolo de unde am ajuns, și anume de la momentul culminant al ospățului pascal, Sfânta Împărtășanie. Preotul se împărtășește și apoi merge și împărtășește pe credincioși. Preotul, ați observat, ridică înaintea poporului sacramentul trupului și sângelui lui Iisus Hristos și cere fiecăruia să contemple marea taină a iubirii dumnezeiești, spunând, iată mielul lui Dumnezeu, pâinea de la ofertor, de la prezentarea darurilor și vinul de la prezentarea darurilor, acum sunt trupul și sângele lui Iisus Hristos. Și preotul, arătând trupul și sângele lui Iisus, spune, iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Gestul săvârșit și aceste cuvinte rostite de preot vor să ne ajute să îl recunoaștem pe Iisus sub chipul pâinii și al vinului. Acest lucru îl urmărește biserica punând în gura preotului cuvintele amintite, iată mielul lui Dumnezeu, care ia asupra sa păcatele lumii. Apoi, ni se vestește tot prin gura preotului fericirea de a putea fi părtaș la ospățul de nuntă a lui Hristos, mielul care se oferă bisericii sale, pentru că preotul spune, fericiți cei chemați la ospățul mielului. Poate folosi și alte cuvinte. Întregul popor se roagă atunci lui Hristos, mielul nostru de Paști, împrumutând cuvintele, ne amintim din Evanghelie, ale centurionului roman, care l-a rugat pe Iisus să-i vindece fiul bolnav. Cuvinte rămase în biserică, nemuritoare, care exprimă o credință extraordinară a noastră în Iisus. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu. Sunt cuvintele centurionului puțin adaptate, Matei 8:8. Cu alte cuvinte, împărtășirea noastră a fost vestită și prefigurată în episodul acesta al vindecării slujitorului roman. Fiului slujitorului roman. Așa cum acea vindecare nu a fost rodul vredniciei tatălui copilului, ci rodul milostivirii lui Hristos, în mod asemănător și noi primim harul de a ne împărtăși din sacramentul care a fost numit de Sfântul Ignațiu de Antiohia medicamentul nemuririi. Și aici se cer două lucruri, smerenie și credință. Nu mergem ca farizeul țanțoș în fața lui Iisus să-l primim, nu, cu smerenie adevărată, smerenie și cu credință. Smerenia și credința centurionului roman ne ajută să descoperim care trebuie să fie atitudinea noastră în fața lui Iisus Hristos, în acest moment așa de important din timpul Sfintei Liturghii, momentul Sfintei Împărtășanii. Mai departe,
urmează procesiunea și cântecul de împărtășanie. Pentru că, remarcați, nu merge preotul la fiecare în bancă să-i dea împărtășanie. Poporul este invitat cu semnificație să vină în procesiune pentru a-L primi pe Iisus, cei care sunt pregătiți sufletește, sub chipul pâinii și eventual al vinului. Procesiunea aceasta are o importanță deosebită. Am mai făcut referință și altădată la orice procesiune care este în biserica noastră creștină, semnificația, simbolismul ei, că suntem în drum spre patria cerească. Aici are o semnificație deosebită, după cum vom vedea îndată. După ce așadar se împărtășește preotul, distribuie Sfânta Împărtășanie credincioșilor care au dispoziție sufletească necesară și îndeplinesc cele patru condiții pentru a-L primi pe Iisus în Sfânta Împărtășanie. Hai să le reamintim acum, dacă suntem la acest moment. Ca să primim cu demnitate Sfânta Împărtășanie, se cer patru lucruri. Primul, să știm și să credem. Deci nu-i suficient numai să știm, să și credem că în Sfânta Împărtășanie nu primim o bucată de pâine sau puțin vin când cineva este împărtășit sub ambele specii. Să știm și să credem că sub chipul pâinii și al vinului noi îl primim pe însuși Iisus Hristos. Prima condiție și esențială pentru a ne putea împărtăși. A doua condiție, să fim fără păcat de moarte. Dacă ne spune conștiința că avem păcat de moarte, nu păcat iertător, cu acelea ne putem împărtăși. Nu ne putem împărtăși cu păcatul de moarte. De altfel am spus, la primele catehize, dacă vă aduceți aminte, păcatele mici, lesne iertătoare, ne sunt iertate chiar la liturghie, când spunem din vina mea, din vina mea, iar la spovadă, iarăși ne reamintim din învățătura creștină, nu suntem obligați să spunem păcatele mici, ci acelea de moarte, dar noi le spunem pe toate, pentru că de multe ori nu știm să facem, să delimităm, să stabilim hotarul între păcat mic și păcat mare, sau păcat lesne iertător și păcat de moarte. De aceea le spunem pe toate, dar pentru a primi Sfânta Împărtășanie, a doua condiție este să fim fără păcat de moarte. Și dacă ne spune conștiința că avem un păcat grav, un păcat de moarte, mai întâi trebuie să ne spovedim. Și apoi să venim să-L primim pe Iisus cu demnitatea cuvenită unui copil al lui Dumnezeu în sufletele noastre. Și mai sunt celelalte două condiții care nu sunt lipsite de importanță, nici ele. Să nu mâncăm și să nu bem cel puțin o oră, așa cere acum ca să lege bisericească. S-a modificat. Cei care sunteți mai în vârstă, vă aduceți aminte că această condiție suna așa. Să nu mâncăm și să nu bem de la miezul nopții până în ceasul în care ne împărtășim. Acum biserica, fiind lege bisericească, a modificat, spunând că e de ajuns să nu fi mâncat cel puțin o oră. Cu cât e mai mult, cu atât e mai bine. Este așa numitul post euharistic. Și ultima condiție, ca să ne putem împărtăși cu demnitate și cu folos, să ne rugăm înainte, înainte și după primirea Sfintei Împărtășanii. Deja v-am spus la cateza anterioară că pregătirea înainte de împărtășanie este cea mai bună dacă suntem atenți și trăim aceste rituri ale împărtășaniei, începând cu Tatăl nostru. Cred că vă aduceți aminte, cei care ați urmărit cu atenție cateheza trecută, spuneam că partea a doua de la Tatăl nostru, adică pâinea noastră cea de toate zilele și așa mai departe, de acolo începe, propriu-zis, pregătirea pentru a ne putea împărtăși cu trupul și cu sângele lui Iisus Hristos. Așa că cel care participă cu atenție la Sfânta Liturghie
aceasta este cea mai bună pregătire pentru a ne putea împărtăși, urmărind cu atenție, cu trăire creștinească, aceste rituri ale Sfintei Împărtășanii. Și după împărtășanie, rugăciunile, le-ați auzit și o să insist îndată, că au și ele rolul, importanța lor, și apoi viața noastră să fie o continuă rugăciune de mulțumire, de recunoștință pentru darul minunat pe care l-am primit de la Dumnezeu, pentru faptul că am participat viu și activ și deplin la ospățul de jertfă al mielului, cel care s-a jertfit pentru noi la Sfânta Liturghie. Spuneam de procesiunea aceasta care se face din bancă, de unde stă fiecare, până în fața Sfântului Altar. Rugăciunea devine acțiune. Formăm o procesiune și în timp ce intonăm, că se și cântă de cele mai multe ori când este liturghia cântată, se cântă, intonăm un cântec și mergem într-un glas cântând pentru a-L primi pe Iisus în inima noastră. Ne îndreptăm către preot ca să primim trupul Domnului. Spun trupul Domnului că de cele mai multe ori împărtășania credincioșii o primesc doar sub chipul pâinii, pentru practicitate. Dacă îmi rămâne timp la sfârșit, vă explic și acest lucru, pentru că am mai primit întrebări dacă ne putem împărtăși la două liturghii într-o zi sau de ce nu ne împărtășim și noi, catolicii, sub ambele specii, așa cum se împărtășesc creștinii de rit oriental. Dacă îmi rămâne timp la urmă, dacă nu, când o să fac următoarea cateheză cu probleme practice, voi nota undeva ca să explic și toate aceste lucruri și multe altele întrebări pe care le-am primit de la diferiți credincioși în acest timp de prezentare a catehezelor despre Sfânta Liturghie. De remarcat un lucru la ofertor, prezentarea darurilor, atunci când este liturghie solemnă, ați văzut că darurile sunt darurile, pâinea și vinul, în primul rând, astea nu trebuie să lipsească, pot fi și alte daruri, sunt aduse de undeva din spatele bisericii sau de la mijlocul bisericii, de câțiva credincioși în procesiune. Și sunt aduse acolo în fața altarului, preotul celebrant le ia și apoi le pune pe altar. Ei, acum la împărtășanie venim la același loc, în același loc în care am adus la ofertor darurile de pâine și vin, dar acum transformate, le aduce preotul și ne le oferă ca trupul și sângele lui Hristos. Interesant de remarcat și de reținut acest lucru. Le-am adus la ofertor, le-am oferit, le-am dăruit lui Dumnezeu, punându-le pe altar prin mâinile preotului. Duhul Sfânt a coborât în timpul liturghiei și cu puterea Lui ele au devenit trupul și sângele Domnului și acum Părintele ni le aduce tot în același loc să ni le dea ca hrană spirituală, trupul și sângele Domnului. Întâlnirea cu Iisus Hristos prin Sfânta Împărtășanie ne dăruiește bucuria de a participa la ospățul pregătit de Hristos pentru noi. El este mirele, noi suntem mireasa. Mirele pentru mireasa sa, biserica. Cât de fericită este mireasa, ați participat de atâtea ori la nuntă. O parte din dumneavoastră, cred că sunteți, nu vă cunosc pe toți, dar cei care mă urmăresc acum în transmisie directă, ați fost mireasă sau mire. Ce fericită este mireasă când vede venind spre ea propriul mire. E un moment de bucurie deosebită. La fel și noi, invitați la ospățul de nuntă al mielului dumnezeiesc, ne umplem de bucurie când vedem pe mire, adică pe Iisus Hristos,
coborând prin persoana preotului care ține în mâinile lui trupul lui Hristos, eventual sângele lui Hristos, coboară de la altar spre locul nostru de întâlnire. Înainte era banca Sfintei Împărtășanii, o separare între ceea ce aici este, se numește presbiter și restul bisericii. Era o bancă de împărtășanie. Mi-aduc aminte când eram ministrant, trebuia să închid portițele cele două. Cei care au fost în unele biserici s-a păstrat ca obiect de artă, cum este la Catedrala din București. Și când vine momentul împărtășaniei, în cazul în care, că se poate da și în genunchi, vin credincioșii și se așează la această bancă de împărtășanie. Dar acum s-a desființat pentru a arăta legătura mai strânsă și directă între preot și popor, între Hristos, reprezentat de preot, și poporul creștin, Sfânta Biserică. Întâlnirea cu Hristos prin Sfânta Împărtășanie ne dăruiește bucuria, spuneam, de a participa la ospățul pregătit de Hristos, mirele pentru mireasa sa biserică, adică noi. Atât preotul care ne-l aduce pe Hristos, cât și noi, credincioșii înfometați de Hristos, avem de înfăptuit un drum, procesiunea, călătoria aceasta. Acest drum este, de fapt, icoana întregii istorii a mântuirii. Hristos vine în întâmpinarea umanității și anticipează în felul acesta ultima sa venire de la sfârșitul veacurilor în glorie pe norii cerului, iar biserica, reprezentanta întregii omeniri, se lasă întrasă de iubirea mirelui său și se îndreaptă spre ospățul dumnezeiesc, care, repet, este o anticipare a ospățului din Biserica Triumfătoare, ospățului veșnic din Paradis. Ce important este să știm aceste detalii, altfel participăm la Sfânta Liturghie, altfel venim să ne împărtășim când cunoaștem aceste detalii cu explicații despre Sfânta Liturghie. A merge pentru a primi Sfânta Împărtășanie nu este în niciun caz un gest banal, nu. Ca și atunci când, să spunem, că stăm la rând la poștă sau acum cu un metru jumate distanță să cumpărăm ceva de la un magazin sau mergem la bancă sau în altă parte, cu marcare. Nu putem asemăna această procesiune pentru împărtășanie cu un stat la rând obișnuit, la poștă, la casa de bilete sau în altă parte. Este vorba de o procesiune liturgică, bisericească, care presupune un rit așezat, solemn și potrivit pentru a pregăti întâlnirea cu Domnul. Deci nu vom merge la împărtășanie niciodată, cu mâna la spate, te uiți în dreapta, te uiți în stânga, ce mai făcut cu tare? Să mai vezi și tu ceva? Nu, la împărtășanie nu se merge așa. Se merge solemn, cu demnitate, cu credință în suflet. Mă duc să mă întâlnesc cu mirele Hristos. Hrăniți de pâinea eucaristică, dobândim puterea de a parcurge drumul vieții semnificat de această procesiune. Primim de la Hristos puterea să putem parcurge drumul vieții noastre spre ospățul din Paradisul Ceresc. Procesiunea de la Împărtășanie, așadar, nu este un gest pur individual. Și aici iarăși e bine și vreau să remarc un lucru, că nu se respectă și aș vrea și m-aș bucura să se respecte. Când mergem la împărtășanie, nu mergem individual, șirindian, cum spunem noi. Nu este corect să mergem câte unul la împărtășanie. Noi suntem comuniune în iubire. Și de aceea mai grăitor și semnificativ este să mergem câte doi ca la școală, dacă ne amintim. Acum e pandemia asta și nu putem nici să ne ținem de mână, nici
trebuie să stăm la distanță, un metru jumătate unul de altul, și de aceea nu se poate, dar să sperăm să treacă odată pandemia aceasta și când revenim la ritmul normal, așa este frumos și dem câte doi, unul lângă altul, pentru a exprima mai bine comuniunea frățească. Că altfel exprimăm simbolic individualism, că venim numai câte unul. Nu înseamnă că e rău, nu înseamnă că n-am făcut împărtășanie bună, dar gesturile acestea spun mult. Și dacă noi le explicăm și dumneavoastră le puneți în practică, o să vedeți că altfel înțelegeți și simțiți chiar și momentul acesta, chiar și felul de a veni la împărtășanie. Pentru că a veni individual înseamnă a căuta calea cea mai scurtă pentru a ajunge la preot și a primi Euharistia. Primesc și mă duc, îmi văd eu de treaba mea, am eu, ca și cum aș avea eu Dumnezeul meu, n-aș fi și al celuilalt. Să simțim mai bine că suntem o familie, că formăm o comuniune. De aceea, când se va reveni cu adevărat la normal, să mergem câte doi la împărtășanie. Este un drum pe care îl facem, spuneam, împreună cu ceilalți creștini, pentru ca să arătăm că, deși suntem mulți, împărtășindu-ne din aceeași pâine și același potir, devenim una, una în Hristos, acela pe care îl primim sacramental în inima noastră. Semnul caracterului comunitar al procesiunii eucaristice este și cântecul de la împărtășanie. Sunt unele cântece așa de bine exprimând acest caracter comunitar. Venim, Iisuse, venim, nu spun, vin eu, Iisuse, venim, la plural. Venim cu toții, venim la mamă. Un cântec simplu, dar foarte potrivit pentru înainte de împărtășanie. Prin comuniunea glasurilor care îl întonează, acesta manifestă cântecul de împărtășanie, bucuria întregii biserici, care merge în întâmpinarea mirelui, mirelui Hristos. Sfântul Augustin spunea creștinilor în felul următor, citez, să cântăm ca niște călători, cântă și mergi. Vedeți, în cei de care fac armată, ca să prindă curaj mai mult și să uite de oboseală, sunt puși să cânte. Și cântă și merg atât de bătând și pasul. Cântă și mergi, spune Sfântul Augustin. Sigur, nu toți au voce, care n-are voce nu poate strică toată armonia, dacă n-are voce și o ia pe arătură, cum se spune la cântare. Dar cine știe și i-a dat Dumnezeu glas să-l folosească, participând la Sfânta Liturghie, să folosească darul lui Dumnezeu și să cânte. Ce înseamnă a merge, continuă să spună Sfântul Augustin, a merge înainte în bine, a înainta în sfințenie, cântă și mergi. Am încheiat citatul. La Sfânta Liturghie îi cântăm Domnului și înaintăm spre Domnul, spre El, unicul nostru bine și izvorul creșterii noastre în sfințenie. Am ajuns la momentul exact, precis, punctul culminant al primirii Sfintei Împărtășanii. Cine primește și pe cine primește? Întrebare. Când primim Sfânta Împărtășanie, are loc o întâlnire cea mai profundă și reală dintre fiecare dintre noi care ne împărtășim și Hristos care vine în viața noastră, în sufletul nostru. Primim pâinea fiilor lui Dumnezeu, pâinea fiilor, asemenea copiilor, uite o asemănare frumoasă aici. Primim pâinea copiilor, asemenea copiilor care își deschid gurița pentru a se lăsa hrăniți de părinți. Ce asemănare frumoasă! În același timp putem trăi mai bine întâlnirea noastră cu Hristos dacă realizăm că prin Sfânta Împărtășanie, El însuși, Hristos, ne primește pe noi. Nu noi, nu atât noi îl primim pe Hristos,
cât Hristos ne primește pe noi. Ce frumos! Sfântul Ioan Paul al II-lea spunea despre actul împărtășanie, Sfântul Papa Ioan Paul al II-lea, citez, atunci când ne împărtășim, nu doar fiecare dintre noi îl primește pe Hristos, ci Hristos însuși ne primește pe fiecare dintre noi. Hristos ne primește și ne împărtășește viața sa și iubirea sa. Deci spune, noi ne împărtășim. De fapt, Iisus ne împărtășește viața Lui și iubirea Lui nouă, care îl primim în inima noastră. Sfântul Ignațiu de Loyola spunea că tocmai în această împărtășanie recunoaștem iubirea autentică. Citez din Sfântul Ignațiu. Iubirea constă în împărtășirea unor bunuri. Cel care iubește, dă și împărtășește celui iubit ceea ce este și are. Hristos, cine este? Fiul lui Dumnezeu. Ce are El să ne dea? Iubirea Lui. Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Când ne împărtășim, El ne ajută ca să creștem mereu mai mult în identitatea noastră de fii ai lui Dumnezeu, fii adoptivi ai lui Dumnezeu, ai Tatălui Ceresc. Și aici avem prezentă toată Sfânta Trăime. Am mai făcut această remarcă, adică am subliniat faptul că la toată Sfânta Liturghie este prezentă toată Trăimea, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Iată aici, în momentul împărtășanii, Hristos, care are cea mai mare bogăție, care e bogăția? Iubirea Tatălui. Iar numele propriu al acestei iubiri se cheamă Duhul Sfânt. Acesta este Duhul Sfânt, iubirea devenită persoană dintre Tatăl și Fiul. Deci vedeți, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. De aceea, când ne împărtășim, Hristos ne umple inimile de puterea iubirii dumnezeiești, adică de Duhul Sfânt, acela prin puterea căruia pâinea și vinul, prin mâinile preotului, au devenit trupul și sângele lui Hristos. Primirea Sfintei Împărtășanii ne deschide așadar calea pentru a fi primiți de preasfânta și dumnezeiasca Trăime, pe care o vom sărbători duminica acum, duminica de după Rusalii. Hristos ne duce către Tatăl și ne învăluie cu iubirea Duhului Sfânt. Primind Sfânta Împărtășanie, am putea spune o altă asemănare, primind Sfânta Împărtășanie, noi suntem primiți acasă, acasă la Tatăl, în familia veșnică a Preasfintei Trăimi. Imagine frumoasă și vă rog să o rețineți. Hristos ne primește și ne transformă. În ce ne transformă? Răspunsul îl găsim chiar în cuvintele rostite în momentul în care preotul le împărtășește. Acum ați auzit că spune de la altar ca să evităm răspândirea virusului, trupului Hristos. Și spuneți amin, iar în momentul împărtășanii, astea sunt condițiile grele în care trăim acum, sperăm să treacă, iarăși spun cât mai repede. Iar în momentul împărtășanii nu mai spun ca să nu transmitem și să nu mai poarte preotul masca la gură și dumneavoastră sigur trebuie să dați masca jos, că am mai întâlnit eu, mai vine un credincioș cu mască. Cum să-ți dau împărtășanii? Dăm deoparte, nu? Deci spuneam că Iisus ne primește în Sfânta Împărtășanie și ne transformă. Și ne transformă în ceea ce spune preotul. Trupul lui Hristos. Și noi răspundem amin. Acest amin are și el importanță. Nu-i cel mai important ca cel de la doxologia mare. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos. Ne-am oprit asupra lui și am văzut care e semnificația. Și aici, când primim Sfânta Împărtășanie, individual, după ce va trece timpul de pandemie, fiecare va spune, preotul spune, trupul lui Hristos, amin. Deci El este acela pe care îl primim
Și El este acela care ne transformă, Hristos, trupul lui Hristos. Și când se împărtășește creștinul sub ambele specii, preotul spune trupul și sângele lui Hristos. Acest amin, prin acest amin, noi exprimăm credința noastră în prezența reală a lui Iisus sub chipul pâinii și eventual al vinului, dar exprimăm și consimțământul că să devenim noi înșine ceea ce primim, adică să devenim ca Iisus Hristos, înfăptuitor de bine, de iubire, de iertare, cum a fost Iisus. Și de aceea vine la noi, ca să ne transforme, să ne ajute să trăim viața Lui în viața noastră cu puterea Duhului Sfânt. Sfântul Augustin era pe deplin convins de acest adevăr. El spunea așa, îl citez: acest sacrament nu vă oferă trupul lui Hristos pentru ca apoi să rămâneți separați de El. Voi așadar începeți să primiți ceea ce ați început să fiți, cu condiția să nu îl primiți în mod nedemn, adică să fiți alți Hristos în mijlocul oamenilor. Preotul, în primul rând, este și un cântec pentru preoției: alt Hristos tu ești între oameni, dar și creștinul e chemat să fie, mai ales dacă e conștient că îl primește pe Iisus în inima lui la împărtășanie, să fie și el un alt Hristos în mijlocul fraților, semenilor săi. Cu alte cuvinte, devenim ceea ce deja suntem. Prin botez, noi am devenit copiii lui Dumnezeu. Am fost înserați în trupul lui Hristos. Iar prin hrana Sfintei Împărtășanii, devenim și mai mult mădulare ale lui Hristos. Iar un mădular nu poate trăi separat de trup. Toți cei care ne-am împărtășit cu trupul Domnului și eventual și cu sângele Lui, suntem așadar uniți între noi pentru a forma un singur trup. Euharistia, de fapt, zidește biserica. Are loc în felul acesta poate cea mai mare minune a Sfintei Liturghii. Așa cum în preasfânta treime, cele trei persoane sunt un singur Dumnezeu, în mod asemănător noi, care suntem mulți, care devenim părtași la unica pâine euharistică, devenim una în Hristos. Hristos ne primește și ne transformă în mădulare ale aceluiași trup. Și ne transformă, pe de altă parte, și în frați și surori între noi. Dacă am trăit realitatea împărtășaniei în viața noastră, ce frumoasă ar fi viața pe pământ, știind că suntem frați între noi și noi trăim acest adevăr când ne împărtășim. Devenim una cu Hristos și când ieșim, dar chiar și în biserică, nu mai spun, când ieșim în viața noastră de fiecare zi, să trăim ca frați și surori între noi. Aceasta este lucrarea iubirii. Primind Sfânta Împărtășanie, noi suntem primiți acasă, adică în marea familie a bisericii. Pe de o parte, v-am spus, asemănarea și această icoană frumoasă, când ne împărtășim, spuneam că noi mergem acasă, în sânul Sfintei Treimi, dar în același timp și în marea familie a bisericii, în trupul mistic al lui Hristos, biserica. O întrebare: cum să trăim acest moment când, din diferite motive, nu ne putem împărtăși sacramental? Ceea ce spuneam mai înainte, fie că nu sunt în stare de har sfințitor, fie că nu pot, pentru faptul că trăiesc în adulter, să spun, persoanele care trăiesc în adulter, trăiesc în stare de păcat, fie că n-am reușit să mă spovedesc, știind că am păcat de moarte ca să mă pot împărtăși, sau nu pot fi prezent la Sfânta Liturghie, o urmăresc numai pe ecran sau la
aparatul de radio sau pe internet. Cum putem trăi momentul împărtășaniei din motivele acestea că nu ne putem împărtăși sacramental cu trupul și eventual cu sângele Domnului? Și aici nu mai insist mult pentru că am explicat noi în timpul pandemiei de împărtășania spirituală, atât cei care sunt în biserică, cât și cei care urmăresc de acasă Sfânta Liturghie, să se împărtășească spiritual, adică să trezească în ei dorința de a se uni cu Iisus, fiind în imposibilitate de a-L primi în mod sacramental, și oferindu-L lui Iisus durerea, necazurile, bucuriile vieții sale. În felul acesta putem trăi spiritual unirea cu Iisus Hristos. În felul acesta Domnul nu ne va lipsi de hrana sufletească de care avem nevoie pentru viața noastră creștină. Și această împărtășanie spirituală ne va ajuta să creștem în dorința de a ne împărtăși efectiv atunci când va fi posibil. Vedeți rostul împărtășaniei spirituale. Toți trebuie să ne împărtășim la Sfânta Liturghie, sacramental cei pregătiți, spiritual cei pe care i-am menționat. Trecem la final, acum la rugăciunea de după împărtășanie, finalul riturilor împărtășanii. Este rugăciunea după împărtășanie. Înainte de rostirea acestei rugăciuni, o face preotul și la această rugăciune el revine la scaunul prezidențial sau scaunul episcopal numit catedră și spune așa, să ne rugăm, și face un moment de tăcere, ca și la începutul rugăciunea de la Sfânta Liturghie. Să ne rugăm, se recomandă să se facă un moment de tăcere și la această rugăciune. Este tăcerea uimirii noastre înaintea misterului credinței la care am luat parte, de care ne-am făcut părtaș. Fiul lui Dumnezeu ne-a împărtășit ceea ce are El mai intim și profund, persoana sa, paternitatea milostivă a lui Dumnezeu, iubirea Duhului Sfânt. Pentru acest mister nu putem decât să fim recunoscători, ci în momentele de tăcere scurte, să ne amintim aceste lucruri, taina la care am luat parte, recunoștința pe care s-o trezim în suflet, fără să spunem cuvinte, că am luat parte la o masă, la un ospăț dumnezeiesc, la reînnoirea jertfei lui Hristos de pe Calvar. Și apoi preotul face rugăciunea verbală, așa cum știți, și care are conținut diferit în funcție de sărbătoarea sau timpul liturgic în care ne aflăm. La această rugăciune, și iarăși un lucru era bine să-l precizez, dar voi reveni la următoarea cateheză cu problemele practice multe, veți vedea, care va fi, cum trebuie să fie poziția noastră în timpul liturghiei. Dacă rețineți, spuneam că numai la prefacere suntem chemați să stăm în genunchi. După prefacere, până la Tatăl nostru, se poate sta fie în genunchi, fie în picioare. De la Tatăl nostru și până la sfârșitul liturghiei, excluzând anunțurile parohiale, dacă sunt mai lungi, ne putem așeza în picioare. În picioare. Deci de la Tatăl nostru, că unii am văzut se așează la mielul lui Dumnezeu în genunchi. Nu-i rău. Și poziția în genunchi are semnificația ei. Dar și poziția în picioare este un semn de demnitate a copiilor lui Dumnezeu în fața Tatălui Ceresc, a lui Iisus. Nu-i ceva rău. Acum când preotul spune să ne rugăm, lumea se ridică în picioare pentru rugăciunea aceasta de după împărtășanie. Rugăciunea pronunțată de către preot, aceasta de la sfârșit, prelungește rugăciunea în tăcere a întregii comunități, invocând de la Tatăl Ceresc roadele pătimirii și învierii Domnului,
asupra fiecăruia din cei care au participat la Sfânta Liturghie. Și chiar dacă diferă conținutul acestei rugăciuni în funcție de timpul liturgic al celebrării, are un numitor comun, și anume, în această rugăciune, preotul proiectează lumina misterului pascal spre pelerinajul de fiecare zi al creștinilor, precum și spre scopul final al acestui drum, fericirea cerească. Dacă urmăriți conținutul, într-o formă sau altă, acest lucru îl exprimă preotul în această rugăciune de după împărtășanie. De aceea ne rugăm pentru vindecare, susținere în slujirea aproapelui, pentru a fi o inimă și un suflet, pentru a reînnoi mărturia creștină a dorinței, a reînnoi dorința noastră de a ajunge la ospățul veșnic din cer. Într-adevăr, Euharistia este medicamentul nemuririi, adaugă vieții noastre viața dumnezeiască, prelungește, dacă vreți, viața noastră dincolo de vărul timpului și al spațiului. Minunată, extraordinară este jertfa Sfintei Liturghii. Și iată, am ajuns la ritul sau riturile scurte ale încheierii. Ultima parte a Sfintei Liturghii poartă tocmai acest nume de ritul sau riturile scurte ale încheierii Sfintei Liturghii. Chiar dacă aceste rituri sunt foarte scurte, au o valoare specială. Ne arată că ceea ce am celebrat în biserică este hrană necesară pentru a transforma viața noastră întreagă de fiecare zi într-un cult plăcut lui Dumnezeu și totodată într-o slujire de iubire față de semenii noștri. De aceea am participat la liturghie și aceste rituri, acest lucru îl exprimă. Ritul încheierii constă în mai multe elemente care se succed cu repeziciune. Sunt între acestea, după preotul spune, rugăciunea finală se poate face aici, se pot face aici anunțurile, că mulți mă întrebau, dar anunțurile se pot face înainte de binecuvântare finală? Da, este chiar scris acolo în misal că se pot face scurte anunțuri, nu kilometrice, să țină cât o predică anunțurile finale, să fie cât mai concise. Sigur, sunt timpuri când trebuie explicate mai multe lucruri, dar suntem îndemnați noi preoții să nu facem anunțuri kilometrice. Scurte anunțuri, așa scrie acolo în misal. Deci preotul spune așa la aceste rituri finale: Domnul să fie cu voi, poporul ca și la început, și cu Duhul tău. Episcopul mai adaugă, ați remarcat, să fie numele Domnului binecuvântat de acum și până în veac. Ajutorul nostru este în numele Domnului, care a făcut cerul și pământul. Vedeți răspunsuri sau un dialog scurt. Și urmează binecuvântarea pe care o dă preotul, eventual episcopul, în numele Tatăl să vă binecuvânteze Dumnezeu Atotputernicul, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Amin. Și apoi trimiterea. Liturghia s-a sfârșit. Mergeți în pace. Sfânta Liturghie se termină așadar într-o manieră asemănătoare începutului Sfintei Liturghii, prin semnul Sfintei Cruci, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, și pentru a binecuvânta adunarea, preotul trasează semnul Crucii. Episcopul de trei ori trasează semnul crucii, specific pentru episcop, dar trasează semnul crucii și poporul face semnul crucii ca la începutul Sfintei Liturghii, împreună cu preotul celebrant și cu toți cei care sunt alături de el. Iarăși prezența Sfintei Treimi. Dacă la începutul celebrării semnul crucii se numește și numele persoanelor dumnezeiești reprezintă, să spunem, ușa de intrare în misterul care se celebrează, jertfa lui Iisus,
Acum acestea sunt o adevărată binecuvântare a Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Suntem binecuvântați pentru că am primit cel mai mare și de folos bine, harul iubirii și al vieții dumnezeiești. Și această binecuvântare finală cuprinde în același timp și o misiune și o datorie de îndeplinit. Preotul spune, mergeți în pace. Dar nu înseamnă că s-a terminat liturgia și nu mai avem treabă deloc. Dimpotrivă, vrea să spunem, mergeți și trăiți ceea ce ați trăit în biserică. Iubirea, ați primit-o de la Dumnezeu, comuniunea de iubire. Purtați-o în inima voastră și mergeți să o puneți în practică, să o exprimați în relațiile cu semenii voștri. Așa cum Tatăl m-a trimis pe mine și eu vă trimit pe voi. Ioan 20:21. Așadar, înțelegem trimiterea ca pe, nu ca pe un banal anunț al finalului celebrării, de genul, să spunem, e vezi că din ce s-a terminat, acum puteți merge, vedeți-vă de treaba voastră. Nu. Ci mai degrabă, plecând de la cuvintele lui Iisus, de la sfârșitul vieții sale, așa cum Tatăl m-a trimis pe mine și eu vă trimit acum pe voi. Dar pentru ce vă trimit? Ca să trăiți liturgia în viața voastră de fiecare zi. Unii spun că atunci când ieșim din biserică, începem să trăim liturgia în faptele vieții noastre. Și așa este. Așadar, să nu considerăm că, gata, am făcut-o pe asta, mi-am luat de grijă Sfânta Liturghie, nu. Am venit la liturghie, am participat la liturghie și merg să trăiesc liturghia în cuvintele, faptele vieții mele. Sfânta Liturghie nu se termină niciodată. Ea continuă. Continuă prin liturghia noastră, cu L mic. Liturghia cu L mare continuă cu liturghia cu L mic. Liturghia noastră, viața noastră, care trebuie să fie o jertfă, ca și jertfa lui Iisus, și care trebuie să fie un ospăț, adică să arătăm iubirea noastră, generozitatea noastră, să o comunicăm, să o dăm altora, să trăim ca frați. Noi înșine să știm să devenim pentru alții ca o pâine vie. După ce am primit-o pe cea dumnezeiască aici în biserică, de aceea putem spune, fericiți cei chemați la ospățul Fiului. Câteva întrebări. Dacă ar fi să aleg trei cuvinte pentru a descrie bucuria împărtășirii cu Hristos, care ar fi aceste trei cuvinte? Altă întrebare. Care este cântecul de împărtășanie care mă motivează să înaintez spre Hristos, nu doar în biserică, ci și în viața mea? Sunt multe cântece de împărtășanie. Eu v-am dat exemplu unul care e foarte potrivit, dar sunt altele. Din cele pe care le cunoașteți fiecare, care este cântecul de împărtășanie care mă motivează pe mine cel mai mult și mai bine să înaintez spre Hristos, nu doar în biserică, ci și în viața mea de fiecare zi? Și a treia întrebare, ce mă ajută să trăiesc misiunea mea de fiecare zi drept liturghie cu L mic, de după liturghia cu L mare? Ce mă ajută să trăiesc o misiune aceasta mea? Numai voiam să dau răspuns la întrebările acestea, de câte ori ne putem împărtăși pe zi și dacă ne putem împărtăși sub ambele specii, de ce noi obișnuim romanul catolicii să dăm Sfânta Împărtășanie doar sub chipul pâinii, dar voi reveni cu explicații mai detailată la următoarea cateheză, pentru că am spus, încheiind aceste 10 cateheze, de fapt sunt 12, că am făcut două introductive, acestea 10, dar vreau să mai fac una sau eventual două, cu probleme, chestiuni practice, răspunzând la multe din întrebările pe care le-am primit. Eventual, dacă aveți și dumneavoastră, cei din biserică, puțini care sunteți sau care ați urmărit aceste cateheze, vă rog să le puneți
prin telefon sau, știu eu, găsiți altă modalitate să le trimiteți până miercurea viitoare la următoarea cateheză. Încheiem acum mulțumindu-vă pentru atenția cu care ați urmărit această cateheză și mulțumindu-i lui Dumnezeu împreună, vă dau binecuvântarea și cu ea mergem la casele noastre. Domnul să fie cu voi! Să fie numele Domnului binecuvântat. De acum și până în veac. Ajutorul nostru este în numele Domnului, care a făcut cerul și pământul. Să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Amin. Cateheza s-a încheiat, mergeți și trăiți în pace. Mulțumim lui Dumnezeu. În orice clip.